Salutare, dragilor! Bine v-am găsit la final de săptămână. Suntem vineri, 21 august 2020 și s-a mai dus o săptămână, ușor-ușor vine toamna, ne apropiem de începutul școlii, mare discuție, mare deranj pe zona asta de cum o să înceapă școala, în ce format, pe unde, cum, cât de distanțați, cât de online. Sunt curios ce planuri aveți voi pentru copiii voștri, cum o să vă descurcați. O să fie foarte interesant, vin și alegerile peste noi. Ne distrăm în vara asta un picuț împreună, dar o să vedem. Le scoatem noi la capăt pe toate. Țineți minte că ieri v-am povestit despre coșul de consum, o listă de întreagă de cumpărături pe care a actualizat-o guvernul și a publicat-o în monitorul oficial, care era incredibil de detaliată, până la câte periuțe de dinți, câte absorbante, cât usturoi, cât portocale și așa mai departe, și-ar cumpăra în medie un român. Și vă spuneam eu că, din punctul meu de vedere, este o pregătire pentru un concept care se tot vehiculează de ceva vreme, și anume venitul minim garantat. O sumă de bani pe care să o primească cetățeanul, pur și simplu, ca să stea cu minte, să-și vadă de treaba lui. Nu țucă mătarul likes this. Un comentariu de pe YouTube. Nu cred că nu țucă mătarul se uită la, ar putea să-și facă, cred eu, canalul lui de educație financiară, domnul Nuțu Cămătar. Și iată că știi, o știre de astăzi vine să confirme chestia asta, și anume Germania a anunțat că face și ea un experiment vis-a-vis de, testează acest concept de venit minim garantat în cadrul unui studiu care se desfășoară pe 120 de norocoși care vor primi, n-am văzut exact pe ce perioadă, vor primi 1200 de euro pe lună, just because, adică de-aia, degeaba. Acest eșantion va fi comparat cu un eșantion de control, deci cu un eșantion standard, să zic așa, de 1300 de triști care trebuie să muncească pentru banii ăștia, și studiul va face o comparație între ce fac ăia 120 cu banii primiți gratis de la stat și ceilalți 1300 care trebuie să muncească pentru bănuții ăștia. Dar ce foarte simpatic, studiul este finanțat prin donațiile a 140.000 de persoane. Deci 140.000 de oameni donează ca să vedem ce se întâmplă dacă 120 stau degeaba și primești niște bani. Păi eu cred că experimentul ăsta s-a mai făcut și vedem. Adică sunt 16 milioane, de fapt nu sunt 16 milioane, că sunt copii, și astea sunt undeva în jur de 4 milioane la privat și mai sunt vreun 1.200.000-1.300.000 la stat, care cotizează ca să vadă ce fac 5-600 de inși care primesc niște bani degeaba. Eu cred că experimentul ăsta s-a făcut și în România, se face de 30 de ani și cred că putem să ne cam tragem concluziile. Adică nu e vreun mare mister. Germania vrea să vadă și ea cum e chestia asta, în care un grup foarte mare de oameni contribuie ca să primească niște bani de pomană. Putem să le dăm noi rezultatele acestui studiu, nu e bun, nu e cu plus. Da, vedem. O să îi lăsăm și pe oamenii de știință germani să descopere
poate la ei o fi altfel. Și din punctul meu de vedere, această idee a unui venit minim garantat îmi dă cu virgulă puternic de tot, pentru că nu e ușor de descoperit ce face omul atunci când primește pur și simplu o sumă de bani. Și asta este valabilă și pentru copiii de 5 ani. Și inclusiv copiii de 5-6 ani care primesc bani degeaba, da? Pur și simplu un bunic generos, o mătușă generoasă sau pur și simplu mami sau tati le dă bani degeaba, fără a construi această relație extrem de importantă pentru copil, să înțeleagă faptul că banii sunt o măsură a valorii pe care o oferi societății celor din jurul tău, da? Banii vin atunci când faci ceva bun și util și valoros pentru altcineva, când oferi altcuiva valoare. Relația asta e extrem de importantă și părerea mea este că dacă o rupem și banii vin pur și simplu, indiferent că ai 5 ani sau că ai 25 sau că ai 55 de ani, când s-a rupt filmul ăsta între valoarea banii, în primul rând că ei nu vor mai valora nimic. Ceea ce dă valoare unei bucăți de hârtie, da? Ceea ce dă valoare acestei bucățile de hârtie este faptul că altcineva, eu sau altcineva, a muncit pentru bucățica asta de hârtie. E ceva totuși în spatele ei. Nu mai este o bucată de aur sau ceva fizic, cum era până în 71, când americanii au rupt dolarul de standardul de aur, da, în vremea lui Nixon. Dar există acest concept, bă, totuși trebuie să dai ceva la schimb. Nu-ți dă nimeni hârtii din astea colorate cu fețe de oameni morți pe ele, nu ți le dă nimeni de pomană. Trebuie să miști și tu ceva acolo, trebuie să ajuți pe cineva, trebuie să car ceva, trebuie să înveți pe cineva, trebuie să faci cuiva viața mai bună sau mai ușoară sau mai veselă sau cum vreți voi. Da? Dacă rupem și chestia asta, atunci chiar totul devine virtual și banul, din punctul meu de vedere, nu mai are nicio valoare. Și vă spuneam că și copilul nu apreciază când banul vine pur și simplu, când jucăria vine pur și simplu, când bicicleta, telefonul sau tableta pică pur și simplu așa de la Moș Crăciun. Și nici adulții nu vor mai înțelege această legătură între a oferi valoare. Și în momentul ăla, dacă nevoile sunt acoperite și nu mai ai nicio presiune să ajuți pe cineva să inovezi, să inventezi și lăsată doar la latitudinea fiecăruia, eu cred că o să rupem canapele în două, sincer. Cam asta e perspectiva mea, poate voi sunteți un pic mai optimiști și credeți că o să rupem munții. Dacă vine cineva să vă dea 1000 de euro să stați pur și simplu, mie îmi dă cu virgulă. Dar poate voi sunteți mai optimiști. Și am mai postat tot așa, tocmai ce încheiasem discuția despre generații și despre schimbările sociale și de imperii și așa mai departe, și a apărut un articol care, legat de balanța asta între SUA și China, și nu am zis-o eu sau mama Omida, vă spuneam că pe de o parte o spune Ray Dalio, care este managerul celui mai mare hedge fund din lume. Acest hedge fund gestionează trilioane, da? Adică nu 100 de lei sau 100 de euro, trilioane. Fondul de investiții al lui Ray Dalio gestionează inclusiv pensiile unor țări, da? Deci are pe mână niște responsabilități uriașe și el povestește despre această schimbare de ordine mondială, da? Cumva un final al dominației americane și o creștere și un challenge foarte puternic și foarte obraznic al Chinei, care, uitați-vă un pic, acum o lună de zile a încheiat un pact cu Iranul pentru vreo 30 de miliarde, da, investiții în infrastructură, la schimb cu petrolul, evident. Acum o săptămână citeam un articol, a încheiat o înțelegere cu Venezuela, care sărace sunt vai de capul lor, hiperinflație, socialism, tristețe maximă pe acolo. Oamenii mănâncă șobolan și se bat pe hârtie igienică, dar China a zis, uite, vă împrumutăm și pe voi cu 19 miliarde de dolari pentru niște petrol, da? Venezuela fiind una din țările cu cele mai mari resurse pentru petrol, și China mai este prezentă cu investiții în foarte multe țări, inclusiv din Europa, și cred că a cumpărat deja vreo jumate din Africa.
cu toate resursele și cu tot ce e pe acolo. Deci, cred că este o provocare interesantă. Și articolul ăsta îl citează pe Dan Dungaciu, care este directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, care zice că România și Uniunea Europeană au picat cumva la mijloc în dansul ăsta, între China și Statele Unite, și la un moment dat vor trebui să aleagă una din părțile astea. Delicată alegere, ai zice că e foarte simplu, suntem cu americanii și, sincer, asta este și alegerea mea, adică prefer de o mie de ori să fim în partea astălaltă, libertatea fiind una din valorile mele principale, da? Deci pe lista mea de valori libertatea este pe primul loc și evident că din punctul ăsta de vedere spiritul american îmi este infinit mai apropiat decât orice altă soluție, dar e o provocare zilele astea, China vine cu puterea asta și trebuie să măcar să înțelegem ce vine și ce urmează. Pentru cei care urmăriți acest live în alte părți, pe pagina mea personală, poate sau pe YouTube, nu uitați să intrați în grupul Viața și Banii de pe Facebook, astfel încât să aveți aceste live-uri în fiecare seară, de luni până vineri, de la ora 8, unde discutăm diverse subiecte, răspundem la niște întrebări, luăm niște provocări și discutăm un pic de știrile astea ca să vedem ce ni se întâmplă și ce mai vine. Bună, Adina, Pușa să rămână, Marian, salutare dragilor, Flavia, Marian, Răzvan, Iulia, salutare tuturor, ia să vedem și aici pe grup, pe cine avem, îl avem pe Andrei, salutare, bună Dani, salutare Irina, Cerasel, am o postrea văd, salutare Lucian, Budapesta sau pe unde ești, Roxana, Ioan, Marius, salutare tuturor, Simona, Sergiu, Marius, salutare dragilor, mă bucur să vă văd și în seara asta. Care v-a să zic că am ales un subiect, cei care urmăriți acest live sau ați ratat, suntem ediția 91, ieri a fost 90, deci sunt aproape 90 de ore din Palma de Mallorca, din Spania. Cei care ați ratat edițiile anterioare, puteți să le găsiți fie pe canalul de YouTube, pe care o să vi-l scriu eu acum, puteți să vă abonați acolo și să, când abonați și dați un click pe clopoțelul ăla sau ce se întâmplă acolo, astfel încât când spune Sultanii Prostii pe net, pac, măcar știți să vă închideți YouTube-ul, să nu se ia. Alminter, găsiți aceste live-uri inclusiv la mine pe site. Am creat o secțiune acolo pe site-ul adrian.soltanie.com. Am creat o secțiune unde, o secțiune de video, unde scrie gratis, pur și simplu, și puteți intra acolo, da? adrian.soltanie.com, intrați acolo și vedeți, în zona de video, o să vedeți și niște articole pe care le-am scris, dar în video vedeți toate live-urile astea, sunt toată colecția, vă uitați pe acolo, când aveți ce face. Și mai pregătim o chestie pentru voi, pentru că am primit multe mesaje, oamenii vor să asculte în timp ce lucrează și atunci lucrăm la varianta de podcast. Da? Vom lansa podcastul Viața și Banii, unde vom avea aceste discuții și le veți putea asculta pe telefon în timp ce lucrați, faceți mai știu ce alte chestii. Oricum, fața mea nu e așa de fotogenică încât să vă plictisesc cu barba mea în fiecare seară, așa încât puteți să ascultați în timp ce faceți alte lucruri. Și am zis că în seara asta povestim despre împrumuturi și nu vorbim despre cum să eviți să faci datorii și cum să le plătești mai repede dacă ai apucat să le faci, pentru că cea mai simplă metodă de a scăpa de datorii este să nu le faci de la început. Da, dacă totuși le-ai făcut, există niște metode ca să poți să le achizi ceva mai repejor. Este metoda scara datoriilor pentru împrumuturile mici, pentru datoriile mici, gen card, credit, nevoi personale și așa mai departe, împrumuturi pe la neamuri prieteni. Iar pentru creditul ipotecar, cea mai bună metodă este achitarea anticipată cu reducerea perioadei. Dar astăzi am vrut să vorbim despre împrumuturi dintr-o altă perspectivă și anume datul banilor cu împrumut.
Vi s-a întâmplat să dați bani cu împrumut la neamuri, la prieteni, la rude, la colegi de serviciu, la vecini, da? Vi s-a întâmplat să fiți solicitați să, și acum pericolul ăsta va crește, pentru că pe măsură ce vă educați financiar, o să vă rămână bani, o să aveți economii, o să aveți investiții și o să vină lumea peste voi să, boss, am auzit că tu ești cu viața și banii, deci înseamnă că mă ajut și pe mine cu 200-300 de euro până la salariu. Deci aveți grijă de situația asta nouă în care o să vă aflați. Salutare, Claudiu din Barcelona. Dar în seara asta, pentru că am primit mai multe mesaje în ultima perioadă vis-a-vis de situații de genul ăsta, băi, am dat niște bani cu împrumut și uite, ce să fac acum, cum să abordez situația, ce să zic. Am zis, hai să discutăm și de subiectul ăsta, pentru că eu am fost și în ambele situații, am și luat bani cu împrumut, vai de capul meu, da? La prieteni, la neamuri, la vecini, la rude, la bănci, la cămătari, la, peste tot, pe unde, care cum l-am găsit, da? După bună ziua era, poți să mă ajut și mine cu niște bani, că uite, am o chestie, da? Încercam să susțin un business în criza din 2009-2010 și tot speram că încă 1.000 sau 5.000 sau 10.000 de euro o să mă scoată la liman și o să văd și eu răsăritul. Deci am fost și la capătul ăsta în care tot luam bani cu împrumut și am fost și la capătul celălalt în care am dat bani cu împrumut diverselor persoane. Și atunci am zis, hai să discutăm și despre chestia asta, cu atât mai mult cu cât statistic, este un studiu făcut de ING în decembrie anul trecut, care spune 7 din 10 români nu rămân cu bani de la o lună la alta, de la un salariu la altul, da? Deci cheltuie tot, s-a terminat luna, s-a terminat salariul. 4 din 10 români se împrumută în mod constant ca să reziste de la un salariu la altul, deci 7 nu le leagă, 4 din ăștia se împrumută ca să ajungă la următorul salariu. Și 33% dintre români apelează la împrumuturi la familii sau la familie sau prieteni. Deci la neamuri și la neamuri rude, evident, și prieteni. Deci mi s-a părut că când o treime din țara asta se împrumută în mod frecvent de la prieteni și de așa, am zis, bă, ăsta e sport național, hai să povestim un pic despre asta. Și din experiența mea și din discuțiile cu mulțime de lume am învățat câteva lecții importante. În primul rând, hai să vedem pentru ce vi se cere bani cu împrumut? Am zis, hai să împărțim, să vedem, bă, care sunt motivele pentru care cineva ajunge la voi să vă bată la ușă sau să vă dea un mesaj, bă, nu te supăra, poți să mă ajuți și pe mine cu niște bani. Hai să vedem ce urmează după chestia asta, da? Ajută-mă și pe mine cu niște bani. Și le-am împărțit un picuț așa pe niște categorii, dar evident puteți să-mi scrieți aici în comentarii să vedem, bă, vouă pentru ce vi s-au cerut bani sau poate ați avut vreo experiență mai neobișnuită să vină cineva să vă ceară bani pentru un lucru la care nu v-ați fi așteptat în viața voastră, poate aveți vreo extravaganță din asta, v-a cerut cineva bani cu împrumut pentru vreo ciudățenie sau mai știu eu ce. Scrieți-le aici și sunt tare curios ce experiență ați avut voi de data asta dând bani cuiva cu împrumut? Unui prieten, unui vecin, unui coleg de la serviciu sau rude sau cui vreți voi. Da, ia să vedem ce povești aveți voi, că eu sunt sătulele mele. Care va să zică de ce dăm bani, cu ce ocazii dăm bani cu împrumut, pentru ce motive. Da? Unul dintre motive ar fi cheltuielile minore. Da? Cineva din cei apropiați are nevoie de o sumă mică, nu știu, până la nu și-a calculat, nu și-a gestionat bine omul, nu și-a drămuit bine salariul și mai e cumva înghesuit cu o sumă mică, 100 de lei, 100 de euro până la salariu, deci un mărunțiș. Da? O sumă acceptabilă, ușor tolerabilă, dar nu-i mare filozofie. Ce interesant de făcut aici este de urmărit un picuț. Dacă se repetă constant situația asta, adică dacă devine un obicei. De ce? Pentru că faptul că cineva în mod constant are nevoie de sume din astea mici ca să ajungă până la următorul salariu, e de fapt un simptom de comportament și de personalitate. Deci nu, problema nu este că nu-i ajung 100 de lei,
problema este fie că nu e dispus să lucreze în plus 100 de lei, deci o diferență constantă de 100 de lei, 200 de lei de la un salariu la altul, da? Ar trebui pe oricine în principiu să îi dea un șut în fund, să se apuce de făcut ceva care să-i aducă încă 200-300 de euro. Că persoanele astea, dacă va găsi o variantă să câștige 300 de lei, deja e pe plus cu 100. Da? Dacă în mod constant nu reușește, nu leagă din cauza unei sute de lei. Și atunci o trăsătură de comportament care fie... Această persoană nu e dispusă să facă 5 pași în plus, da, astfel încât să iasă din caruselul ăsta al creditării, s-a obișnuit cu alte cuvinte aici, sau, atenție, nu cumva bănuții ăștia s-a învățat pur și simplu să trăiască așa, sau de multe ori în spatele acestei situații stă un hobby sau un viciu pe care această persoană îl tot alimentează și el se oprește. Da? Adică are frână asta când e în gaură cu 100 de lei sau cu 100 de euro. Atunci se trezește și zice, hopa, stai așa un pic, hai să ne găsim o soluție rapid și de luna viitoare o luăm de la capăt. Deci mare atenție dacă se repetă acest fenomen, adică aveți pe unul care s-a tot învățat așa ca să sugă ca de la țâța vacii, în fiecare lună vă bate la ușă, ce prietene, mai îmi dai și mie până câteva zile îmi dai așa. Fie e o trăsătură de comportament, nu e dispus să facă nimic în plus ca să iasă din capcana asta, din cercul ăsta vicios, sau bănuții aia se duc pe vicii sau pe diverse hobby-uri care îi toacă paralele. În cazul ăsta vă recomand călduros să rupeți cercul ăsta vicios, pentru că atunci, pe de o parte, îl obligați pe el să facă ceva în direcția asta, să se descurce, să pună osul la treabă, să miște ceva și n-ar trebui să vă simțiți, nu știu, să vă pară rău sau să vă simțiți prost că nu l-ați ajutat. Pentru că în realitate nu făceați decât să-l ajutați să rămână în această dependență, că de multe ori este o dependență, ori de vreo, vă spuneam, de vreun viciu, pariuri sportive, alcool sau alte chestii, jocuri de noroc, da? Deci e undeva până în zona asta. Bun, un alt motiv pentru care oamenii cer bani cu împrumut și s-ar putea să vă bată la ușă sunt niște cumpărături mari, gen mobilă, gen, nu știu, o mașină, vrea să-și ia o mașină, vrea să meargă la o nuntă sau să se însoare, să se mărite, habar n-am, deci o cheltuială mai mare și atunci omul îndrăznește să-și ceară niște zeci de milioane, poate, sau niște sute de euro, mii de euro, habar n-am. Ce v-aș invita să aveți în vedere? Faptul că acestea nu sunt urgențe. Acestea nu sunt urgențe. Faptul că vrei să zugrăvești, să schimbi canapeaua sau să mergi la o nuntă la care de obicei ești invitat cu câteva luni, multe luni înainte, astea nu sunt urgențe. Și atunci persoana respectivă ar trebui să economisească pur și simplu pentru acel obiectiv. Că nu își schimbă canapeaua acum și o schimbă peste 6 luni, nu e nicio problemă, că nu... își cumpără mașină, nu schimbă mașina acum, ci o schimbă peste 6 sau peste un an iarăși, nu e nicio problemă. Mai mult decât atât, faptul că el nu e dispus, vrea să-și rezolve această problemă pe repede înainte, așa, luând bani de la voi, ar trebui să vă pună pe gând să vă întrebați, păi, dar de unde o să-mi dea înapoi? Adică dacă în mod constant n-a economisit, nu are acest obicei al economisirii, de unde, cum o să fac ăsta să-mi dea mie înapoi niște zeci de milioane sau niște sute mii de euro? Dacă totuși vă hotărâți să faceți gestul ăsta, vă recomand călduros ca peste 500 de euro sau, nu știu, stabiliți voi o sumă care vă e confortabilă și așa, fixați-vă o limită, să zicem peste 500 de euro faceți măcar o chitanță de mână. Da, măcar o chitanță de mână și poate un martor sau ceva, da, astfel încât lucrurile să fie clare și la un capăt și la celălalt. Un alt motiv, al treilea motiv pentru care oamenii vin să ceară bani cu împrumut sunt urgențe medicale sau diverse probleme medicale, chiar urgențe adevărate, da, o situație care ni se poate întâmpla oricui. Asta e motivul pentru care eu vă recomand fondul de urgență, 1000-2000 de lei cash în casă, într-un plic sigilat, pentru defecțiuni casnice, o mică problemă de sănătate și așa mai departe. Și după aceea vă recomand eu ușor-ușor să puneți bănuțul deoparte pentru fondul de siguranță, care să vă acopere între 3 și 6 luni de zile de cheltuieli vitale, păpică, locuință, transport, sănătate și datorii, dacă aveți credite, rate și altele. Astea toate le înmulțiți măcar pe 3 luni, deși în perioada asta, sincer, v-aș recomanda să vă duceți spre 6 luni,
Iarăși luați în calcul dacă sunteți într-un domeniu mai riscant, așa, mai dinamic, mai tăvălit un pic de criza asta, mergeți mai degrabă spre 6 luni și poate chiar peste. Dacă sunteți într-un job foarte stabil, nu vă mută de acolo nici tancul rusesc, puteți să mergeți către 3, dar în niciun caz nu vă lăsați în bază să spuneți, mă, eu lucrez la stat sau eu lucrez nu știu unde. Niciun job nu este 100% sigur. Și uneori apar în viața noastră aceste probleme, că sunt medicale sau mai știu eu ce alte situații neprevăzute și omul vine să vă ceară bani cu împrumut. Aici contextul este foarte important, da? Adică efectiv ce s-a întâmplat. Chiar era ceva neprevăzut sau a fost lăsată o situație așa în neglijență și în bătaie de joc până când s-a agravat și omul a ajuns de nu mai are pe unde să mai scoată cămașa. Vedeți despre ce sumă este vorba și iar uitați-vă un pic la istoricul persoanei respective, da? În ce context s-a ajuns în situația respectivă, dacă a fost cauzată tot așa de vreun viciu de-a lui și de vreo neglijență de-a lui sau dacă pur și simplu omul are un necaz și puteți să-l ajutați. Aici v-aș încuraja chiar să luați în calcul o donație, adică să vă gândiți, puteți să o treceți la aia 10% pe care eu vi-i recomand ca și donație, dar gândiți-vă la o sumă de bani pe care puteți să-i ziceți, bă, îmi pare foarte rău că treci prin chestia asta, cu mare drag te ajut, uite ăștia-s banii, că îi spui de la început că nu mai e nevoie să ți-i dea înapoi sau că îi spui mai târziu, îi faci o bucurie și zici, poți să-i păstrezi și cu mare drag, poți să donezi tu mai departe. Când o să-ți fie bine, dă-i tu mai departe pe sistemul Paid Forward. Puteți să luați în calcul inclusiv pentru cineva care a ajuns într-un necaz, într-un moment nefericit, fără vina lui și fără să se fi așteptat la așa ceva, puteți să luați în calcul să faceți un bine pur și simplu și treceți la cei 10% donați. O altă situație în care am văzut că oamenii apelează să primească niște bani cu împrumut, da? Cer niște bani cu împrumut, este avansul de casă. Da? Și asta au fost mai multe subiecte, mai multe mesaje pe care le-am primit în situația asta, că în fiecare zi primesc mesaje legate de imobiliare și printre astea se strecoară și din astea. Băi, de unde iau banii de avans sau cum fac cu banii de avans sau am dat cuiva banii de avans și acum mi-ar trebui mie și cum să fac să-i iau înapoi. Ce vă recomand călduros aici este să urmăriți un pic dacă persoana care vă cere banii de avans să-și cumpere o casă, dacă acea persoană este cu adevărat pregătită să se bage într-un proiect care o să-l afecteze pe următorii 30 de ani. Adică a strâns și el ceva avans sau băiatul este chel rupt în coate și acum brusc s-a trezit în el programul noua casă sau prima casă și vrea să-și ia și el căsuță, n-are acest exercițiu al economisirii și al abținerii, al renunțării, al amânării, acest exercițiu constant și foarte important. Practic, el urmează să intre la startul unui maraton, dar n-a alergat în viața lui nici măcar 10 metri și șansele ca să-și rupă picioarele și să nu termine acest maraton sunt foarte, foarte mari. Deci vă întrebați, băi, pe orice, înțeleg că mai ai nevoie de 2-3 mii de euro să dai avans la casă, simt, te rog frumos, tu cât ai strâns până acum, da? Și cât timp ți-a luat să strângi bănuții ăștia. Că de foarte multe ori, mai ales pe programele astea guvernamentale cu avansuri minore de 5% sau avansuri foarte mici, în această capcană intră oameni nepregătiți care zic, bun, deci casa e 60 de mii, 5% înseamnă 3 mii. Păi, frățicule, 3 mii iau de la soacră ta, de la maică mea și uite, mai găsim 2-3 colegi și gata, am făcut 3 mii de euro. În realitate este o decizie mult mai importantă decât doar 3 mii de euro. Lumea uită de notar, lumea uită de agentul imobiliar, uită de renovările pe care toată lumea le face atunci când își cumpără o casă, inclusiv când e nouă, uită de mobilă, uită de mai știu eu ce taxe, impozite și alte lucruri și nu e niciodată doar 3.000 de euro avans. Deci faptul că el a strâns niște bani înseamnă că s-a pregătit pentru acest pas, a și făcut lucrurile necesare pentru a se pregăti, e în stare și are această disciplină și acest obicei al economisirii pentru că o să aibă mare nevoie de el
ca să plătească creditul și să vă dea vouă banii înapoi. Pentru că alminteri, dacă nu are acest exercițiu, de unde o să vă dea vouă banii sau cum o să vă dea vouă banii înapoi dacă n-a făcut niciodată chestia asta? Mare atenție, puteți chiar să-i puneți între această întrebare și să-i aruncați această recomandare vis-a-vis de câtă casă își permite, astfel încât să nu se ducă prea sus, și vă reamintesc formula care este: locuința pe care ți-o permiți este maxim venitul pe 4 ani. Maxim venitul pe 4 ani. Aici intră și mobilă și tot, da, deci casa în care te duci și te culci. Pur și simplu. Bun. Și o altă situație. Și când vine cineva să vă ceară bani de avans pentru casă, v-am zis, foarte precaut, de ce nu își ia din altă parte, fie a atins gradul maxim de îndatorare, fie este prea riscant pentru o bancă sau mai știu pe unde să-l crediteze, n-are garanții, omul n-are siguranța locului de muncă, n-are un istoric care să dea o stabilitate, de ce v-ați lua voi acest risc și această povară dacă toată lumea fuge de așa ceva? Știți de ce cere banca încă un girant atunci când vrei să iei un credit și uneori zice, da, trebuie să mai veniți cu un girant? Mai are nevoie de încă un prost pe care să-l agațe în caz că voi nu plătiți rata. Pentru că din punctul ei de vedere și-a făcut socotelele și reiese că s-ar putea să nu plătiți rata. Și atunci mai are nevoie de cineva pe care să-l agațe ca să-și vadă banii înapoi. Obligatoriu, dacă dați bani pentru avans la casă, da, faceți un act la notar. N-ar trebui să se simtă nimeni jignit pentru chestia asta, mai ales că probabil vorbim de sume un pic mai consistente, nu vorbim de 100 de lei sau 100 de euro. Obligatoriu act la notar, un act de împrumut. N-ar trebui să se simtă jignit pentru că oricum are de trecut pe la notar în contextul ăsta al achiziției imobiliare. Deci încă o hârtie, n-ar trebui să fie mare filozofie, costă 100 de lei sau 150 de lei, dar credeți-mă că merită investiția asta de 1000 de ori, da? Când o să încerci să fugi după el să-ți recuperezi bănuți. Și mare grijă când dați banii cu împrumut, că de obicei pleacă sume mari și vi se întorc cu țârâit. Așa, asta este o altă capcană în care v-aș recomanda să vă feriți, că n-o să mai înțelegeți nimic. V-ați chinuit nu știu cât timp să strângeți 5.000 sau 10.000 de euro, îi dați un împrumut cuiva să-și dea avans la casă și după aceea începe să vi dea câte 50 de euro după ce dai 50 de telefoane. Da? Și nu înțelegi nimic de bani. Aveți în vedere și chestia asta. Dar la sume ceva mai mari, obligatoriu act la notar. Un alt motiv pentru care oamenii mai cer bani cu împrumut, am făcut-o și eu, chestia asta este ca să înceapă un business sau să susțină un business. Recomandarea mea este nu. Nu. Și dacă nu este clar, recomandarea este nu. De ce? Mulți antreprenori sunt foarte optimiști, inclusiv eu am fost în etapa asta, sunt foarte optimiști când vine vorba de succesul ideii sau proiectului lui. Da, văd doar partea bună, partea profitabilă, nu cunosc toate detaliile, de multe ori se bagă într-o chestie pe care nu o cunosc în profunzime. Zic, băi, sigur trebuie să iasă, nene, deci ia uite toți cei foarte la modă în ultima perioadă sunt spălătoriile astea self-service, în care te duci singur, clientul se duce singur cu fise și spală mașina. Și am primit o grămadă de solicitări în zona asta, oameni care vor să deschidă spălătorii self-service și li se pare că este rețeta fără posibilitate de eșec. Adică nu poți să dai greș cu așa ceva. În realitate nu cred că e deloc chiar așa, poate voi aveți alte experiențe, dar eu vă zic că în orice business trebuie să cunoști ceva mai multe detalii și antreprenorul, mai ales la început de drum sau într-o situație din asta așa, este vede doar partea bună și ignoră conștient sau de multe ori inconștient capcanele și pericolul. Nu l-ajutați cu adevărat, asta pot să vă spun sincer, că nu ajutați cu adevărat omul respectiv în proiectul lui. De multe ori se va întinde mai mult decât este plapuma, va risca mai mult decât ar face-o dacă n-ar fi avea acces la banii ăștia, la creditul ăsta rapid. Dacă totuși o faceți, dacă totuși alegeți să împrumutați pe cineva pentru un business, vă recomand călduros să fiți cel puțin la fel de meticuloși ca o bancă. Așa cum s-ar duce să
ia un credit de la o bancă sau o linie de credit, la fel ar trebui să tratați și voi. Este un business, este o investiție, ar trebui să aveți un randament și să vă uitați pe niște cifre, să cereți un plan de afaceri și credeți-mă că foarte mulți antreprenori nu au acest plan de afaceri, cum nu l-am avut nici eu o bună perioadă de timp. Da? Iar atunci chiar l-ați ajuta dacă i-ați cere, băi, punem și mie pe hârtie, da? Fă-mi o analiză SWOT, de exemplu, este cea mai simplă analiză care se poate face unui proiect, da? Strengths, weaknesses, opportunities and threats, care sunt punctele tari, punctele slabe, care sunt oportunitățile și care sunt pericolele unei idei de business, unui proiect, și chiar și așa îl forțați un pic să gândească măcar povestea asta 360, să vadă, să-i treacă prin cap și, bă, stai că s-ar putea să fie și niște riscuri pe aici, poate nu-i totul chiar... roz. În felul ăla o să vedeți și cât de pregătit ele e persoana respectivă cu ideea lui, cât de realist este, cât de bine și-a pregătit, a gândit planul. Și v-am zis, considerați-o ca o investiție, că asta este, când te duci pe bursă, investești într-o companie și ai niște așteptări, ai nevoie de un randament, de o siguranță și așa mai departe, un risc, te aștepți la un randament, la fel ar trebui să fie și în partea asta. Obligatoriu act la notar, fie cu garanție, fie cu procent din business sau persoana respectivă trebuie să aibă o miză, adică dincolo de faptul că are o idee fantastică, sunt convins că toți antreprenorii au idei fantastice, în momentul în care se pune problema unui act, a unei garanții și a unui procent din business, iarăși o să-i mai dați de gândit încă o dată, zic, bă, chiar o fi bună ideea asta, am gândit-o ca lumea până la capăt, da? Fiecare pas e foarte important. Eu am trecut, v-am zis, în chestia asta, de luat bani cu împrumut pentru susținerea unui business. Ce am observat pe propria piele este că, având acces la bani de unde puteam să mă împrumut, am amânat prea mult niște decizii pe care ar trebui să le iau mai devreme, da? Niște ajustări pe care trebuia să le fac în business-ul ăla mult mai devreme. Am rămas în aceeași chirie scumpă, am rămas cu aceleași obiceiuri și aceeași cheltuieli până când nu s-a mai putut. Adică atâta timp cât am avut de unde să mă împrumut, n-am făcut optimizările care ar fi trebuit să le fac. Și chiar țin minte că la un moment dat, când sărisem calul un pic așa cu unul dintre prietenii de la care luam bani, m-am dus la un alt prieten care este milionar. Era o firfirei pentru ce vroiam eu să-i cer. Mă gândeam să-i cer un 30.000 de euro pentru că eram în discuții pentru un proiect, aveam nevoie de o finanțare, să import ceva din China, iată că așa, chinezul vrea întotdeauna bani înainte și de unde să fac rost de bani ăștia, 30.000 de euro ca să derulez proiectul ăsta. Și pe drum așa, mergând spre întâlnirea cu prietenul meu milionar, zic, bă, dacă tot mă milogesc de omul ăsta și îl deranjez, hai să-i cer 50.000, că pentru el oricum 30.000 sau 50.000 nu-i mare filozofie, să mai am acolo o rezervă, un backup de 20.000, în caz că mai apare vreun proiect sau mai apare vreo chestie, să pot să respir și eu un pic. Teoretic era o datorie bună, cum zice Kiyosaki. Știi? Kiyosaki zice, dacă te împrumuți să-ți iei televizor, e o datorie proastă. Dacă te împrumuți ca să dezvolți un business, să cumperi imobiliare, să faci niște, astea sunt datorii bune. Am descoperit pe pielea mea, după vreo 200.000 de euro, că nu există astfel de datorii bune sau foarte rar există aceste datorii bune. M-am dus la prietenul meu și am zis, uite, dacă poți să mă ajut, am un proiect acum pe țeavă și dacă poți să mă ajut cu 50.000 de euro. Răspunsul la care nu mă așteptam în drum spre el a fost, bă, Adrian, eu și soția mea am hotărât că nu dăm bani cu împrumut, da? După ce ne-am certat cu câțiva prieteni și cu câteva rude de la bani, am hotărât, bă, cu tot respectul, cu tot dragul, noi nu dăm bani împrumut, este foarte simplu. Și mi-a mai zis prietenul meu, bă, cred, ne știm de atâția ani, ne cunoaștem de, cred că se fac 20 de ani de acum, prietenii noastre valorează mai mult de 50 de ani, chiar nu vreau să mă cer cu tine de la bandă, pentru care nu pot să te ajut. Sincer, m-am văzut cu el, cred, după câteva luni sau un an de zile, m-am dus să-i strâng mâna, pentru că, datorită deciziei lui, am ajuns în punctul în care am început să fac lucruri pe care ar trebui să le fac, pentru că nu mai aveam de ales, nu mai aveam încotro. Dacă mi-ar fi dat 50, cu siguranță că aș fi ajuns mai îndatorat,
aș fi avut curaj probabil după 50 să mai vin iarăși pentru încă 10-20 de mii, că vorba aceea s-am deschis cutia Pandorei și când ne-am întâlnit data următoare m-am dus și am mulțumit pentru faptul că nu m-a ajutat, da? M-a ajutat mai mult nedându-mi. Dacă aveți situație de genul ăsta în care vine cineva să ia, să vă ceară bani împrumut pentru un business, întrebați-l. De ce nu ia de la bancă? De ce nu se finanțează într-un mod normal? De ce? Că nu poate. N-are garanții, planul de business nu e făcut sau nu e bun, da? E prea riscant pentru bancă și vă invit călduros să nu uitați, nu mai vorbesc de perioada asta care este cu totul atipică și haotică, dar 95% din afaceri dau faliment în primii 5 ani. Deci a investi într-un startup sau într-o idee la început pentru un antreprenor care intră într-un domeniu nou pe care nu-l cunoaște, riscul este uriaș. Una este să intri pe bursă, să cumperi acțiuni la Coca-Cola sau la McDonald's sau la mai știu ce altă companie, Apple, sau care are un track history de sute de ani, da? 120 de ani cred că are Coca-Cola, e prezentă în 180 de țări, pe toate continentele, a trecut până războaie, până cutremure, până foamete, până bombe nucleare, a depășit pe toate. Imaginați-vă de soliditatea acestei companii, nu că îi fac reclamă lui Coca-Cola, dar ca idee de business, da? Ca investiție. Și cu totul altceva este un prieten care vrea să facă și la antreprenor și a auzit, el a citit undeva pe internet, că merg bine ouăle de prepeliță și fermele de capre și mai știu eu ce alte ciupercării și alte prostioare. Deci puneți-vă multe întrebări și puneți-i lui multe întrebări, că o să-l ajutați pe el, inclusiv legat de chestia asta. O altă întrebare care se pune atunci când dai bani cu împrumut. Ar trebui să te intereseze pe ce se duc banii, ce face omul cu banii respectiv? Da. Nu pentru că n-ai încredere neapărat sau că te bagi în viața omului, ci pentru că sunt banii tăi și vă zic că banii nu sunt niciodată bani. Banii sunt, banii voștri au fost zile sau luni sau ani din viața voastră, a fost educația voastră, a fost răbdarea voastră, a fost abținerea voastră, a fost renunțarea la mai știu eu ce alte chestii. Deci așa trebuie să nu-i dați doar niște hârtii. În spatele hârtiilor astea e educația voastră, talentul vostru, timpul, răbdarea, munca, transpirația și așa mai departe. Ați fost departe de nevastă, de copii, poate ați muncit prin țări străine, poate ați făcut cine știe ce chestii, sacrificii, ați muncit pentru patroni pe care îi urâți sau ați făcut joburi pe care nu le suportați. Asta dați mai departe și atunci ideea este da, trebuie să te intereseze ce face mai departe persoana respectivă cu banii pe care ia de la voi. Știu că sunteți rude, prieteni, neamuri, beți berică împreună, mergeți la grătare, mergeți la pescuit, faceți shopping împreună, ați fost la Mamaia sau în Grecia. Nu are importanță, este datoria ta să gestionezi bine banii tăi și e responsabilitatea ta să-i și vezi înapoi, da? În principiu. Și lucrul ăsta e valabil și când îi dai de pomană. Și când faceți o donație și când dați bani de pomană, da, sau faceți un gest caritabil și atunci e important să te interesezi, să vezi dacă gestul tău ajută cu adevărat pe cineva sau din potrivă, dacă nu cumva susții vreun comportament sau vreun viciu sau îi faci mai mult rău persoanei respective pe termen lung. Un alt lucru pe care vreau să-l aveți în vedere este întrebați întotdeauna ce părere are soțul sau soția de planul respectiv, de situația respectivă. Bă, uite, înțeleg că vrei 1000 de euro pentru nu știu ce, da, să-ți cumperi mașină sau să-ți dai avans la casă sau să faci nu știu ce. Nevasta ce părere sau soțul ce părere are de chestia asta? E important să-l vedeți și cum reacționează. Dacă e transparent și zice, da, mă, amândoi ne gândim, pentru că îi va fi mai ușor să-ți dea banii înapoi. Nu va trebui să se ascundă de nevasta, să facă rost de bani cumva pe lângă, pe undeva. Da? Deci faptul că amândoi știu și înțeleg situația și amândoi sunt de acord, asta înseamnă că o să-i fie mai ușor să-ți dea banii respectiv. Și vă mai spun o chestie. Dacă se ascunde de cel mai apropiat, deci dacă încearcă să-și păcălească cel mai apropiat, cea mai apropiată persoană din viață, soțul, soția, mai știu ce, da, deci ăla, jumătatea lui cum ar veni, credeți că n-are o problemă să vă tragă și vouă? Adică, sincer, dacă vă cere bani
în timp ce se ascunde de soț sau de soție, de ce nu v-ar face-o și vouă? Adică care ar fi problema? O să-i fie foarte greu să facă rost de bani, să vi returneze fără știrea celuilalt. Da? Adică vă intrați singure într-un context foarte delicat. După aceea, gândiți-vă serios, dacă dați bani cu împrumut, să împrumutați doar banii pe care vă permiteți să le puneți cruce, să-i pierdeți, pentru că împrumutatul celor foarte apropiați, rude, prieteni, colegi, da, e o mică mare capcană, adică pare foarte la îndemână, pare foarte casual, stai la masă sau la grătar sau la o țigară cu cineva apropiat și zici, bă, nu mă ajut și pe mine cu niște bani, că uite, îi ambalez toată povestea, da, mergi pe sentiment, pe asta, pare foarte la îndemână, deci e ușor să bagi fitilul ăsta pe acolo, să bagi povestea, nu plătești dobândă de multe ori, da? Deci sunt câțiva factori mai speciali. Uneori n-are un deadline, după ideea, lasă-mă că mi dai înapoi când poți, asta este o capcană fantastică, credeți-mă că absența unui deadline, adică să-i dai niște bani unui om și să-i spui lasă-mă că mi-i dai înapoi când poți, că n-am nevoie de ei acum, îi faceți un foarte mare rău. Pentru că el chiar o să vă creadă și lucrul ăsta nu e adevărat niciodată. Da? Adică nu încerca să-l păcăliți. Stabiliți din start, bă, uite, te ajut, te împrumut, dar în 6 luni de zile sau un an de zile am nevoie de ei înapoi. Da? Puneți această barieră ca omul să știe măcar în subconștient, frățicule, hai să văd cât iau, că nu este așa forever, până când moartea ne va despărți, ci într-un an de zile eu trebuie să fac rost de banii ăștia înapoi. Hai să gândesc mai bine ideea asta. N-ai garanții de multe ori în situații de genul ăsta, adică nu trebuie să pui casa sau mașina gaj, nu e pe acte, nu e... Eu vă zic, faceți un pic de curățenie în chestia asta. Puneți un deadline, dacă suma e mare, băgați un act, dacă suma e și mai mare, băgați o garanție. Da? Adică luați-o un pic mai serios. După părerea mea, fiind la ambele capete, și la ăla care dă și la ăla care ia, recomandarea mea ar fi să evitați să dați bani cu împrumut, că o să vedeți cam cât valorează prietenia și rudenia voastră. De multe ori o să descoperiți că nu valorează mai mult de 500 de euro. Da? Vă certați ca proștii de la... nu vă mai răspundeți la telefoane, începeți să vă evitați, vă certați cu fratele, cu sora, cu mătușa, cu mama, cu tata de la bani și overall dă cu virgulă chestia asta. Uite, am primit un e-mail, unul din mesajele de care vă spuneam, era un tip care dăduse bani cu împrumut unui coleg de serviciu și foarte bun prieten, îi dăduse 10.000 de euro ca omul să-și dea avans să-și cumpere casă. Băiatul și-a cumpărat casă acum 3 ani de zile. Da? Ce să vezi? Nu mai răspunde la telefon. Nu mai lucrează în jobul respectiv, a plecat din firma respectivă, deci nu mai stau la cafele și la țigară împreună. Și băiatul s-a dat lovit acum, nu mai răspunde la telefon, nu știe ce să facă. Cum să facă să-și mai recupereze banii? Din păcate, cel care mi-a scris, cu foarte mult bun simț. Nu vrea să-l deranjeze, să insiste, da, că na, sunt prieteni. Ce i-am zis călduros este, dragule, prietenul tău a îngropat prietenia de mult. În momentul în care nu ți-a mai răspuns la telefon, prietenia voastră a fost îngropată. Ce ai de făcut acum este să-ți recuperezi înapoi banii și viața și munca și timpul și răbdarea și transpirația și energia și tot ce vrei tu. Sunt ale tale și ocupă-te să ți le recuperezi. Iarăși, o chestie, dacă dați bani cu împrumut, dați-i fraților pe bancă. Măcar să aveți încă ceva, încă o dovadă. Și scrieți acolo un împrumut sau scrieți acolo pentru ce i-ați dat. Veți avea o dovadă în plus, vi se pare un detaliu sau vi se pare mărunțiș. Scrieți-i acolo că nu are ce să strice. Da? Deci faceți și chestia asta. Ia să vedem ce povești ați avut voi pe aici. Valoarea casei, venitul tău pe 4 ani cu tot cu mobilă și cu dobândă. Valoarea achiziției. Dacă tu ai mă întreabă Iulian. Dacă tu ai salariul de 1000 de euro pe lună, valoarea casei pe care ți-o permiți de adevăratele astea, duce-te cu cinea, este 48, maxim 50.000 de euro, cu tot cu mobilă. Da? Că după aceea tu o plătești în 30 de ani și ea devine 120.000, o să-ți dea cu virgulă. Dar dacă aplici metoda plății anticipate cu reducerea perioadei,
Da? Adică metoda asta pe care o să vă pun eu aici, dacă tu aplici metoda asta, nu o să o plătești în 30 de ani, ci o să o plătești în 10-12 ani. Și nu o să plătești la 50.000 casa, nu o să plătești 120.000, ci o să dai în 10 ani dobânda, e undeva jur de 25%. Deci o să dai înapoi 65.000 de euro. Cam asta e diferența. Da? Deci invitația este nu vă lăsați în casă de 30 de ani, că nu pentru asta muncim. Puteți să vă mai luați în perioada asta încă o proprietate și încă o proprietate, le puneți la închiriat sau faceți investiții în alte părți. Deci nu stăm blocați numai în chestia asta, nu-i așa? Descărcați-vă bugetul de pe acolo. Uite, asta e valoarea casei pe care ți-o permiți, venitul pe 4 ani. Hai să vedem ce... Alminter, puneți întrebările voastre pe aici și vedem, o să le iau în calcul la să vă răspund. Cineva pe Facebook zice, am dat bani cu împrumutul unui prieten în 2015 când a avut un accident de mașină. În 2016 mi-a dat o treime și apoi pauză. În 2020 l-am întrebat dacă mai dă diferență. Culmea e că vroia să-mi dea pe toți, uitase că din 2016 îți deduse o treime. Fraților, încercați să o țineți mai din scurt, da? Că oamenii se relaxează, ei zic, bă, dacă nu îi trebuie lui ăsta, păi chiar nu mă agit. Da? Țineți-o din scurt, reamintiți-i omului, prietene, uite, începe școala, am și o nevoie pentru copii, uite, am și o nevoie să renovez, uite, am și o nevoie. Da? Deci nu lăsați așa, că lumea uită, ei intră în diverse relații, nevoastră zice, păi ce să-i mai dai bă lui ăla, lasă că... Da? Adică intervin și alți factori, poate omul își pierde jobul, se schimbă contextul, pleacă din țară. Țineți-o din scurt, că o să vă treziți că dacă o lăsați așa 3 ani, o să zică ce bani stai așa, că nu mai țin minte despre ce era vorba. Da? Poate eram la o bere. Altcineva, Gabi, zice, uite, era să dau 2000 de euro cuiva ca până vindea un imobil, clădire părăsită, noroc că am știut imobilul. Clădirea a rămas nevândută până acum. Deci... Uite, cineva zice că îmi place să dau bani cu împrumut, nu refuzând pe nimeni din cauza orgolului meu ca să afișez potent financiar. Nu vrei să afișezi altfel cum ar fi să ajuți niște copii orfani sau să dai de mâncare unor bătrâni săraci sau să faci vreo chestie, habar n-am. Fă și tu alte chestii care să arate că ești potent financiar, în afară să dai bani cu împrumut. Capcana este că nu ajuți pe celălalt cu adevărat. În afară de situația în care, Doamne ferește, are o problemă medicală sau are chiar o situație limită în care n-a ajuns din vina lui, pur și simplu a lovit necazul, da? În rest, că vrea să-și ia mobilă, că vrea să-și ia casă și s-a trezit el acum că n-are niciun ban și trebuie să facă rost de la diverse victime pe jurul lui, să-i curețe pe toți, nu așa se face treaba. O să iau poveștile voastre și întrebările voastre. Uite. Alexandru zice că vrea să ia cât mai mulți bani cu împrumut. Nu știu cum să fac să iau. Păi e simplu, ți faci o listă de victime și încerci să-i căpăcești pe toți. Da? O să vezi ce repede rămâi fără prieteni și fără neamuri. Bun. V-am zis, cu cât suma este mai mare și mai riscul este mai mare, cu atât treceți la acte, treceți la garanții, adică ridicați și voi un pic, dați un pic focul mai tare. Ca omul să simtă, băi, chiar este o miză, adică nu e, da? Și vă spun din proprie experiență și când am luat, cu cât îmi este mai ușor să iau bani de undeva, cu cât mi-a fost mai ușor bani, cu atât era mai casual, adică puneam mâna pe telefon, nu aveam nimic, nicio grijă, nicio greață, da, deranjam omul și devin neglijent, deci nu îl ajutați cu adevărat. Trebuie să puneți un pic de frână acolo, trebuie să-i puneți să treacă, să sară omul câteva garduri măcar, da? Trebuie să fie un picuț mai greu. Bun. Ok, dragilor, hai să luăm două întrebări de ieri. Uite, Mihai întreba în ce investești pentru a beneficia de dobândă compusă. Investițiile la bursă sunt cele mai potrivite pentru această dobândă compusă. Vă spuneam eu de fondurile mutuale și de lăsat. Dobânda compusă funcționează pe termene foarte lungi. Da? Pe un an, pe doi ani, pe trei ani nu funcționează dobânda compusă. Adică este un fir firei. Dar dacă îi lași în pace peste 10 ani, așa cum recomand eu, atunci o să vezi că încep să se adune pe acolo. Poți să faci dobândă compusă inclusiv din imobiliare, atâta timp cât chiria pe care o primești o reinvestești
Și în momentul ăla o să înceapă să genereze randament și chiria respectivă. Da? Proprietatea crește ca și valoare, chiria o acumulezi, o reinvestești și tot un fel de dobândă compusă se întâmplă și pe acolo. Titlurile de stat, în mod normal, titlurile de stat nu sunt purtătoare de dobândă compusă, că ea nu se capitalizează. Dar dacă randamentul titlului de stat tu îl reinvestești, da, atunci îți generezi, practic îți construiești propria dobândă compusă. Dacă tu ai luat cuponul ăla sau dobândă, ai luat o casă și ți-ai cumpărat Adidas, ai făcut-o praf, ai omorât dobânda compusă. Dacă tu de banii aia cumperi în continuare, atunci lași acest bulgăre de zăpadă să crească din ce în ce mai tare. Și mă mai întreabă Aurica, cum poți pune banii în ETF-uri, dacă am scris bine? Dragă Aurica, n-ai scris bine, ai scris ETF, da? Formula corectă sau numele, denumirea corectă este ETF, Exchange Traded Funds, și recomandarea mea este stai departe de ETF-uri. În acest moment e nevoie de ceva mai multă educație, eu de-aia recomand să începem să ne facem un profil de investitor, să nu avem datorii de consum, adică să nu ai datorie pe card de credit cu 20% dobândă și în timpul ăsta tu să investești în fonduri mutuale cu 6-7-8%, deci sunt câțiva pași de făcut înainte și cei mai buni pași pe care ți-aș recomanda să-i faci este uită-te la colecția de live-uri, astăzi este episodul numărul 91, deci sunt 90 de episoade în urmă care o să te ajute să faci pașii ăștia în ordine corectă. ETF-urile sunt un picuț mai departe pe drumul ăsta al tău, sunt câteva lucruri de făcut înainte de asta. Cărticica de astăzi, dragilor, este Ben Casnocea, Viața mea la început de afaceri. Vă recomand călduros pentru cei care vă bate gândul să vă apucați de antreprenoriat. Nu este cel mai bun moment economic acum să vă apucați de antreprenoriat. Sunt multe provocări. Probabil că sunt și oportunități, dar e atât de mult haos încât este foarte greu să le identifici. Riscul este foarte mare pe diverse domenii. Pur și simplu nu știi de unde poate să te lovească în contextul ăsta. În zona de antreprenoriat aș lăsa un pic să se mai decanteze lucrurile, să știm măcar ce urmează mâine, că nici măcar lucrurile astea nu le știm. Dar un lucru sigur are nevoie orice antreprenor și angajații de multe ori este clădirea rezistenței. Da? Clădirea rezistenței este capacitatea de a trece cu greu peste obstacole, că sunt obstacole mari, că sunt obstacole mici. Zice aici Ben Casnocea, cred că rezistența e un talent care poate fi învățat. Totul ține de lucrurile mărunte. Îți clădești rezistența prin îndeplinirea unor țeluri mici pe care ți le-ai propus chiar și atunci când îți vine să renunți. Viața mea la început de afaceri, o cărticică pe care vă o recomand, am citit-o acum mai bine de 10 ani, cred. Era pe vremea când, e de la Curtea Veche, nu știu dacă o fi 10 ani, pe vremea când revista Capital dădea niște cărți de business, sper să o facă din nou, puneți mâna și citiți și aveți grijă de voi weekendul ăsta, să ne vedem sănătoși, trimiteți întrebările voastre, aștept poveștile voastre, sunt curios să vedem ce experiențe ați avut voi cu banii ăștia dați cu împrumut și ia să vedem ce am zis că povestim luni. Luni avem o temă interesantă, zic eu. Eu sper că și astea pe care le-am povestit pe aici au fost interesante. Sper că din fiecare subiect v-a pus un pic pe gânduri, v-a dat ceva de așa o fi sau ia să vedem cum facem noi data viitoare. Când e vorba de dat cu împrumut, neapărat, așa cum v-am zis că este bine că mi-am să aminte. Așa cum v-am zis că atunci când vine cineva la voi să vă ceară bani cu împrumut, aruncați această provocare. Am înțeles că îți trebuie niște bani. Ce părere are soțul sau soția de chestia asta? Adică ea ce zice de lucrul ăsta? La fel cum i-aruncați pe asta, întotdeauna stabiliți împreună cu partenerul vostru de viață care este politica sau regula familiei voastre, cuplului vostru, atunci când vine cineva să vă ceară bani cu împrumut. Puneți-vă amândoi pe aceeași pagină, cum zice americanul, da? Și stabiliți un principiu comun, bă, familia noastră nu dă bani cu împrumut. Asta este regula la noi în casă, da?
nu dăm și nici nu luăm bani cu împrumut și sau dăm doar pentru situațiile astea. Doar dacă, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva grav de sănătate, habar n-am, așa, sau discutați lucrurile astea ca să nu aveți scandal degeaba între voi. Da? E foarte important lucrul ăsta. După ce că te ceți cu rudele, cu neamurile, cu colegii, te mai ceți cu nevasta pentru că ai vrut să fii generos și ai vrut să ajuți pe cineva. Nici pe ăla nu l-ai ajutat, nici pe tine nu te-ai ajutat. Care va să zic că luni vorbim despre cele 7 nivele financiare. Din punct de vedere financiar, ne aflăm în anumite etape pe o scară financiară, să zic așa. O să vedem împreună luni pe care treaptă ați ajuns, da? Și cum putem să urcăm mai departe pe această scară a prosperității. O să vă spun primele două, cele mai de jos. Prima este treapta de falit, da? Următoarea este treapta de solvabil. Și o să vă explic luni ce înseamnă fiecare din treptele astea și cum se cheamă restul de 5 trepte ca să puteți să vă calculați și voi. Băi, pe drumul ăsta, în călătoria asta către prosperitate, unde suntem? Știți că este principiul care spune spre succes nu există lift, trebuie să o iei pe scări și luni vorbim despre aceste 7 trepte financiare spre prosperitate ca să vedem, băi, unde suntem? Suntem mai pe la demisol sau suntem, mai avem un picuț și ajungem la penthouse-ul ăla fain și mișto de la ultimul etaj. Dragilor, aștept întrebările voastre, aștept comentariile voastre, odihniți-vă weekendul ăsta și să ne vedem luni sănătoși și, desigur, prosperi.